Valul de solicitări la reprezentanțele RAR a fost semnalat încă din primăvară, odată cu eliminarea timbrului de mediu pentru înmatriculările auto, iar efectele s-au resimțit și la Buzău, unde numărul autoturismelor pentru care s-a cerut inspecția tehnică s-a dublat față de anul trecut. Măsura prelungirii programului a mai fost luată, însă s-a renunțat la această practică. S-a ajuns din nou ca funcționarii de la Registrul Autoromân să nu mai facă față solicitărilor, motiv pentru care s-a luat decizia să se lucreze cu publicul și în prima zi din weekend. În aceste condiții, până la sfârșitul anului, RAR Buzău va fi deschis în fiecare zi de sâmbătă, între orele 8-14, cu excepția zilelor de 2, 23 și 30 decembrie. De menționat că sistemul call center național le permite posesorilor de autovehicule să obțină programare la oricare dintre reprezentanțele RAR. Numărul unic 021 9672 le stă la dispoziție solicitanților, dar există și opțiunea programării online pe site-ul www.rarom.ro.